Ratele crescute pe fondul evoluției ROBOR și IRCC în 2022, românii cer inclusiv ajutorul conciliatorilor bancari, iar numărul lor a atins un maxim anul trecut. Este ultima soluție înainte de a ajunge la procese costisitoare și de durată cu băncile. În plus, nu costă nimic, Centrul de Soluționare a Litigiilor Bancare, o instituție de interes public, le pune la dispoziție specialiștii. 2022 a fost un an dificil pentru românii cu credite bancare. În jur de 1000 de clienți ai băncilor au cerut ajutorul specialiștilor puși la dispoziție gratuit de Centrul de Soluționare a Litigiilor în domeniul bancar. 30-40% din cererile pe care le primim sunt referitoare la această chestiune, la dificultăți în a-și plăti ratele. Problemele au început să apară în primăvara anului trecut, după ce a început războiul din Ucraina. Piețele financiare au avut de suferit în toată lumea, iar unul dintre efectele vizibile a fost creșterea ROBOR. De la 3% la începutul anului, indicatorul în funcție de care se calculează ratele creditelor în lei cu dobândă variabilă s-a dublat până la mijlocul lui 2022, iar ratele au crescut în același ritm, în timp ce veniturile au rămas la același nivel. A fost un șoc pentru clienții băncilor, mai ales pentru cei care nu citiseră contractele de împrumut. Cei care vin fără a ști nimic despre un produs financiar necesită din partea noastră foarte multă educație financiară, foarte multe explicații pentru a înțelege în realitate ce produs au achiziționat. Totuși, dacă ne raportăm la cifrele băncii naționale, numărul datornicilor rămâne relativ mic, ba chiar a scăzut ușor la finalul anului trecut față de anul anterior. Există și o explicație. Lumea a fost foarte prudentă. Cumva, perioada de pandemie ne-a învățat să fim prudenți. În perioada de pandemie s-au făcut economii semnificative, ceea ce este adevărat, iar oamenii au avut, dacă vreți noastră, acea rezervă financiară. De altfel, bancherii nu se așteaptă la o creștere mare a numărului restanțierilor. Cei drept, există în continuare teama de a fi declarat client rău platnic și de a fi înregistrat în biroul de credit. Pe piață au apărut deja intermediari care promit că rezolvă aceste cazuri contra unor sume consistente. Oficial, ar fi 1000 de clienți ai băncilor care au apelat anul trecut la serviciile lor. Sub nicio formă nu ar trebui consumatorii să recurgă la o firmă, la așa zisele firme specializate în radierea de biroul de credit. S-a transformat deja într-o, în ghilimele, industrie. Pentru că nu există posibilitatea din partea acestor terți să rezolve această problemă, mai mult decât atât, o astfel de firmă mai percepe și un comision de 1500-2000 de lei. Anul trecut a fost înregistrat cel mai mare număr de cazuri de soluționare a litigiilor bancare. Numai în prima lună din acest an au fost înregistrate peste 200 de cereri, cât pentru tot anul 2016. Cererile s-au dublat față de anii anteriori, iar suma rezultată din negocierile purtate între clienți și bănci a fost de 2 milioane de euro.